Hai cu tata. Ăsta e Macio. Supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de 7 Days to Die. 139 de Forge Iron. Pentru că de ce nu? Pentru că de ce nu? Întrebare. Opa, scuze. Aoleu, mor. Aoleu, mor. Axe, măi. Craft un axe. Și până atunci pune-l pe ăsta aici. După aia, craft un hammer. Și claw hammer trebuie să facem, corect? Craft și din ăsta și după aia craft și din ăsta, te rog frumos. Ok, bun, bun, bun. Pune-l aici să se topească până în alta. Și mai avem loc? Mai avem loc de ceva. Punem și un axe normal. Așa. Craftește-mi-l și pe ăsta, te rog eu frumos, dacă se poate pe cât posibil. Și ăsta ar fi bun de făcut la un moment dat, unul că nu mai avea timp și chef. Hai, hai, hai. Și clear mai trebuie să mai facem. E și asta o idee. Ok, Iron, Forge Iron, my friends. Poate nu chiar 152, dar 100 de bucăți tot ar fi bune. Depus de craftuit acolo, dacă tot nu are ce să facă nena asta al nostru. 11 minuțele zici tu pe ceas? Bagă 11 minuțele pe ceas acolo să fie. Ok. Te punem și pe mătăluță aici. Fraților, vrea nena scala vostru, dragi și scump, să mai facă un workbench. Un workbench pentru care are nevoie de niște forjare, mechanical parts, wrench. Asta e partea cea mai înseamnă wrench, claw hammer și wood. Așa că... Mechanical parts, forged iron, wrench și o grămadă de wood. De ce vrem să facem chestia asta? Și hammerul. Deci hammerul o să avem, ăsta avem, mechanical parts putem să facem rost și forge-ul avem la noi călămăria ta. De ce insist eu să facem treaba asta? Nu, uite, să te topești mai repede odată acolo, te rog, lăsă-mă gă. Ce rapid a fost. Ce rapid a fost. Pentru că vreau să ne punem un forge din ăsta în partea cealaltă. Eu aici, vedeți și voi cât e ceasul în momentul de față, dacă nu prea... Asta vreau să-l sparg. Trebuie să fim un pic mai atenți cu astale noastre pe aici. Eu am mai tăiat niște copaci pe parcurs. Vedem că suntem la jumătatea zilei în momentul de față, deci... Na. Nu ne-am prea sincronizat noi cu toate cele, dar... Vreau să mergem neapărat și să facem rost de la diverse mașinuțe de pe parcurs, de tot ce se poate face rost. Dar în principal ne-ar interesa combustibil și după aia diverse alte chestii, cum ar fi o baterie și chestii de genul ăsta. Dar ok, dacă dacă avem un noroc din ăsta prostesc să găsim etc. Hai. Hai că vine și combustibilul, perfect, perfect, perfect. Mechanical parts, iarăși foarte, foarte bine. Nenasca este super, extra, ultra fericit. Ok, am rezolvat-o și pe asta am putea, eventual... Dar asta nu ne dă, din câte știu eu, decât metal și piele. Nu piele, pânză. Aba, nu piele, uite, da. Am putea să ne ducem... Așa, de aici. Aici e posibil să ne dea o baterie, nu? Parcă. Șanse mici pare să. Ok, hai să lăsăm așa. Nu vreau să le consum chiar de tot. Dude, aici în interior mai aveam diverse. Ce mi-a dat? Mi-a dat un fire axe. Eu nu mai știu aici ce lăsaserăm. Dacă lăsaserăm ceva. Hai să fim pregătiți cu cuțitul pentru orice eventualitate. Ne-a atins nimic. Nu avem aici în spate... Un cufăr. Ai ceva interesant, mai friend? Aici nu, tu nu ai nimic interesant. Pe astea le avem deja. Salut. Ne interesează și... Tu ai niște pistol parts. Foarte bine, ok. Ok, hai să fugim. Mergem mai departe. Hai să vedem și la mașinuța asta ce ne dă. Hello, hello, hello. Zim că-mi dai o baterie. Construction tools, acum suntem la nivelul 28, ok. Da, o să trebuiască să distrugem. Oi, 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 oi.
Dude, what the fuck? Mă, dar de unde a apărut el așa, random? Nu pot să mănânc pentru că, what, serios? Serios? Ok, o bun, avem hammer-ul acolo. Am putea să intrăm aici și să mai lăsăm diverse chestii. Oh, small engine! Small engine! Ce-am făcut, mă? A, l-am schimbat cu ăsta! Bă, zi-mă așa, mă. L-am schimbat cu ăla de acolo. Nu știam ce Dumnezeu lui. Ok, și pe tine cred că te putem lăsa aici, my friends. Și spike-urile astea, că nu știu de ce le-am luat ca prostul la noi. E ok, în regulă. Ok. A, de fapt, știi ce? Hai să distrugem asta aici. Bun. De ce, mă? What the fuck, why? Pentru că am schimbat motorul ăla din greșeală? Băi, nesimțire, mă. Bă, vedeți, mă? Vedeți, mă? Deci până și o prostie de genul ăsta te poate... Mamă, frate, deci ce... Vai de mine. Păi în cazul ăsta, știți ce? Nu, noi stăm, o să, cu combustibil ăla, o să mergem mai așa, mai lejer. Nu o să ne mai băgăm cat în piții. Dacă greșeli din astea pe care le fac involuntar pot să mă coste în ultimul hal. Ok, și nu o să mai stau locului, o să mă plimb în jurul mașinii. Ca să nu mai mă prindă fraierul. Ia uite, mă, deci nu pot să mănânc miere acum pentru că sunt 100% cu... Nici nu m-aș fi gândit. Dacă am venit cu o hoardă după noi. Hai cu bateria, my friend, hai cu bateria. Gata, putem să mâncăm. Gata, mă. Gata, mă. Perfect, 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 perfect. Cam așa, cam din topor treaba asta, dar na. Putea să facem antibiotice acasă. Nu știu dacă avem în momentul de față suficiente resurse ca să ne băgăm la niște antibiotice. Bă, după incursiunea asta, sigur o să facem rost de o grămadă de metal, asta e clar. Hai, tata, așa. Mecanic... What? Mi-a dat... Ah, ah. Mă gândeam, ce mă, mi-a dat un slash hammer, dar nu. Eram așa... Mi s-a părut foarte random. Mai mă uit în dreapta jos să văd dacă îmi dă ceva bun. Văd că nimic, a? N-ai vrea, mama ta, să-mi dai și mie ceva bun. Am așa o vagă impresie cum că există un... o ceva unde am putea să băgăm niște puncte, un skill, care să ne dea mai multe chestii. Mamă, nu mai am stamina deloc, ești cu capul. Hai, aleargă. Mă, ziua 20, suntem pe calea cea bună. A, da, am uitat că nu pot să accesez harta de aici. Ok, deci am vrea să ajungem acolo departe, cred că putem să mergem și în față la o adică. Ușurel, ia-mă încet, nu mă alerga. Oh, un pic de lemn, ok, nimic interesant. Ușor. Sunt curios până la ce viteză pot să merg cu motorul și să mă dau jos de pe el fără să-mi iau damage. Vreau să spun că la un moment dat îți iei damage. Să trăiți. Ok, avem în depărtare niște căsuțe. Avem aici o mașinuță. Hai să vedem. În primul rând. 29 de puncte. Bun, sunt de acord cu tine. Quick crafting the fixer. Reduce zeperta la majoră pe materiale. Amatul de nu cred că e asta. Quick crafting. Reduce crafting așa. Nici asta nu cred că e. Cred că e aici ceva. Scavenging. Nu... Bă, să știți că nu realizez. Bad mechanic. It is a demo part. Receive more resources when having these construction tools. Am auzit un porc. Ăla e, mă, deci receive. Ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e, una e bad mechanic, ăsta e. 5 puncte. 10 puncte. Fuck. Și încă 10 puncte și deja nu mai am. Unde? A, uite-l, mă!
Ne băgăm, fraților. Nu am decât slashammer-ul la mine. Oh my god, deci nebun. Am loc în inventar, am loc. E bine, mă. Deci nu pot să cred că nu m-a văzut gușterul. Ce aiurea? Mă, eu... Ce, mă? Ah, ok, am crezut că m-a lăsat fără chestii. Ia, mă, îmi dă mai multe chestii acum? Nu știu ce să zic, nu pare. Mi-am și consumat o grămadă de puncte în el. Nu știu, îmi trebuie și un vedea, am presupun. Da, Bun, hai să mergem mai departe. Ce avem noi pe aici? Avem foarte multe pietre. Ok, mai dăm jos. Mai desigur ăsta e, da? Aici, bad mechanic, ăsta. With construction tool. Păi da, ăsta e. Ăsta este construction tools. Vai, mi-a dat un bec. E incredibil, nu vine să cred. E extraordinar. Magnificiu din ala, ce pot să zic. Ușurel, ușurel. Pe aici n-am mai fost noi? Hai să intrăm aici un pic și să mai lăsăm niște prostioare. Mamă, cum l-am auzit pe fraier. Nimic, ok, 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 ok. Da, nu știu, hai să căutăm pe aici, am backpack-ul ăsta. Nimic interesant, încă un backpack, nimic interesant. What the? Băi, ce mă sperim, mă, în halul ăsta? Mâncare. Ok, niște semințe pe care n-o să prea le folosim, dar mă rog să zicem treacă de la noi. Hai să căutăm și sedanul. Sămânță de cartof, bun, 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 ok. Ok, ne-a dat și niște roți. Nu. De fiecare dată. De fiecare dată. Ok, cu mâncarea stăm extraordinar de bine în momentul de față, deci nu trebuie să ne facem griji. Ok, ăsta pot să-l pun acolo? Se pare că da. Bun, și acum hai să demontăm aici. La nenea asta să vedem dacă ne dă ceva bun. Părți mecanice, părți electrice, părți de din de toate. Hai, mă, dă-mă și tu o baterie, mă. Stau să mă gândesc, o baterie dacă să o bag la motor sau să o păstrăm pentru că o să avem nevoie la un moment dat. Știi ce? Fă-mi așa direct. Așa, bravo. O să avem nevoie la un moment dat pentru diverse alte prostioare. Mă gândesc că s-ar putea pe termen lung să ne fie mai de ajutor. Să nu băgăm la motor. Trebuie să trecem un pic prin casă. Putem să facem și chestia asta. Țevi. Ăla vine încoa? Ce șansă am, frate, să-mi dea o baterie? Se pare că n-am șanse pentru o baterie. Ok, eu mă tot aștept cumva. Hai cu tata, ușor, ușor, ușor. Să mă întâlnesc cu un alt drum aici la un moment dat. Pistol parts. Bun. Oho, ușor. Mi-am luat eu damage, mă, aici, nebun. Motorul n-are nimic, dar mi-am luat eu damage. Bravo. Tot respectul, ce pot să zic. Ok, hai să ne oprim aici două secunde lângă coșurile astea de gunoi. Nimic la tine. Aproape nimic la tine. Ok, ce avem noi aici? Bă, pot să aprind... Oh my god! Oh! Ești cu capul! Dude, pui mei! Câtă lumină! Ce pana mea fac cu atâta lumină? Și asta cred că îmi duce din baterie, este? Că doar așa se întâmplă. Ok, hai să ne oprim aici două secunde. Working stiff tools. Bine, bine, bine. Poți să mai las prostioare pe la tine pe aici, my friend? Sincer, nu știu, nu. Ăsta cred că aș putea să-l las fără niciun fel de problemă. Ok. Ok, 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 ok. Hai să vedem ce găsim pe aici, dacă găsim ceva interesant. Scoatem să avem ciocanul la îndemână. Ok.
Bun, ăsta am putea să-l demontăm repejor până în alta. Dai mă și tu o baterie, mă, n-ar da mă mama lui. Bun, l-am rezolvat. Ok, hai să vedem aici în interior dacă găsim ceva. Mai frem pe tine. Presupun că te spar cu un topor inițial. După aia trecem cu ăsta, ca să ne dai și niște materiale înapoi. Ok, hai să vedem ușurel. Hai să-i lăsăm să iasă un pic afară. Ne uităm cu grijă în spatele nostru. Ok, niște pantaloni. Ok, mă gândeam să iau, dar nu știu dacă, nu cred că are rost. Știți că ziceam noi că să ne încercăm norocul să luăm cât mai multe zi din asta, iteme de îmbrăcăminte, ca să vedem să le reparăm. Uite-te pe isto. Le văd fraiere după colț. N-a poftim, exact ce ziceam. Că luăm de la ăștia atâția blugi încât am putea să salut. Ok, nimic la aici, la mătăluță. Putem să luăm niște artiști, sigur, de ce nu. Ok. Am auzit pe una afară. Ok, să mergem să vedem despre ce e vorba. Unde ești afară? E pe sus? Trebuie să fim atenți să nu dăm cumva și de o hordă, așa, random. Semințe de aloe vera, da! Oh. Care mă? Unde mă? Îl aud pe fraier, dar nu-l văd. E pe sus, mă, oare? Stai să vedem dacă putem să mai lăsăm ceva la motorișca noastră. La motoreta noastră. Aha! Tu făceai mă zgomot? Mamă, îi dau numai la coloană, săracu. N-am. Nu am. Ok, 2 secunde. E nena la acolo care nu știu dacă mă vede sau nu. Bun, ce mai putem lăsa? Hai să încercăm să le aranjăm un pic, uzi de tot, numai. Ce mai putem lăsa? Nu știu. O sămânță, diverse... Pot să le iau de acolo? Nu pot să le iau de acolo, nu? Nu realizez ce aș mai putea lăsa. Untură? Mai am ceva odată. Torța asta aș putea să o las. 2 secunde. Carnea am puțit, am putea să o aruncăm. Că și așa nu o folosim. Ia știi ce, ia aruncă-t-o acolo. Așa și mai putea trânti, uite, niște chestii de genul ăsta așa. Hai să vedem. Intrăm la loc. Îl aud pe fraier, dar nu-l văd. Tu ești, mă? Ok, ne dă niște bonus, nimic interesant. Aici e un nene care... Perfect! Are să-mi dea și el o hartă pe care o știu deja. Cred că o știu deja. O acceptăm și pe asta să fie. Ok. Nimic. Nimic. O cărică un pic. Of, 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 of. Bun, hai să facem un cufăr. Hai să facem un cufăr că n-avem sorți de izbândă dacă o luăm așa. Că vreau să curăț tot. Dacă mi-a... Așa random. Bine, mă. Mi se duce și... zi. Cheia asta noastră magnifică. Ok. Deci, K-H-S-T. Bun. Une îl punem cu cufărul ăsta nostru magnific. Aș vrea să-l pun undeva așa random. Să nu ajungă nimeni la el. Ok. Pac, pac, pac.
Astea am putea să le păstrăm. Sigur, de ce nu toate semințele să le ținem la noi. Plastice, că nu avem ce face cu ele. Astea la fel, astea la fel. Steel arrowhead. Asta cred că ar fi bune de făcut bolt. Bolturi din ele, da, nu știu, mai discutăm, mai vedem. My friend. Așa, dăm tu metalul ăla de acolo, te rog. Bun, hai să vedem mai departe. Deci, ce am lăsat neexplorat? Niște bănuți. Un lăcățel. Nu avem nevoie de nimic de acolo, că ne cere bani. Deși avem bani la noi, nu? Mi se pare că am luat bani de la un alt lăcățel. Nimic pe aici. Ok. Fac. Așa arată. Bun. Da, ușor, ușor. Oh! Păi ești nebun! Tu le dai să... Bine, nu știu. Trebuie să mă interesez la ce se folosește. Mamă, deci de când jucăm jocul ăsta, nu am dat vreodată de un tool and die set. Ok, asta trebuie să-l sparg așa mai întâi. Mai uităm o dată. Ia uite-i. Ia uite acolo cum. Stai așa, răbdare, Jesus! Doamne Dumnezeule! Ok, hai să fim atenți în spate, să nu vină peste noi gușterii. Nimic interesant. Ok. Pana mare vine pe partea asta, te rog. I-am dat stun aici, nebun. Perfect. Am dat așa stuia stun. Dacă s-a pus unul peste altul. Nu se mai înțelege un cu persoana acolo. De afară faci mai atâta zgomoți? Da, de afară faci atâta zgomoți. Ok, hai că te-am văzut aici, unde ai intrat? Ce faci, mă, omul Dumnezeu? Ok. Vezi, mă, cum vine acum, că mă are aici în interior. Vine pe silent, știi? Se pune omul pe silențios și vine și bagă și dă și... Da. Când sunt afară și e prin iarbă, stă până ajung lângă el și pe aia, dintr-o dată. Urlă ca nebunul. Da, să le iau pe ăsta de afară, că mă enervează. Bă, calmează-te, te rog eu frumos, madam. Dă-o în pana mea de treabă. Jesus Christ. Ok. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, cum stai la acolo sus pe acoperiș. Parcă văd că se teleportează la mine aceea jos, așa, dintr-o dată, random. Bă, și repair kit-urile ar fi bune de ținut la casa omului, sincer. Ok, my friend, o să vreau la tine aici să lăsăm... Da. Și repair kit-ul ăsta. Sper că nu te super pe mine. Sper din tot sufletul că nu te super pe mine. Ia, avem niște bănuți aici. Am putea să lăsăm și bănuții. Bine, mă, de acolo de sus. Ce facem, mă? Ce mai putem să mai lăsăm? Mai să vedem. Nu știu, momentan vând bănuți și atât. Ok. Bun. Hai să mergem mai departe. Scoatem la înaintea ciocanelul. Ca să ne asigurăm că nu dăm peste gușteri. Și dacă dăm, ne asigurăm că putem să le facem față. Ok. Întrebare aici. Ok, 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 ok. Nimic acolo. Nimic aici. Oh my god! Dudes! Câte chestii faine! Deja nu mai știu. Nu mai știu unde să le mai bag. Ce vreți, mă, de la viața mea? Mamă, deci dacă acum fac greșeala și schimb coșul de gunoi din motor cu coșul ăsta de gunoi pe care l-avem în mână, mi-am întrag singur palme. 670. Da, e mai șmecher. Fuck. Hai să facem așa. Așa, astea putem să le lăsăm aici, uneltele am putea să le luăm la noi. Ok, mai departe. Dacă a venit și ziua între timp. Bine, mă, că ne-a mai dat încă lopat. O să păligă. Ia și metalul ăla să fie.
Battery bank. Nici nu știu să-l folosesc în puii mei. Bă, întrebare, eu dacă spar la asta aici, îmi dă metal? Ok, nu-mi dă metal. Hai să-i ajutăm. Hai să luăm încet. Wow! Serios? Jesus! Ok. Să dea cu ciotul la mine, bă! Să dea cu ciotul la mine, bă! Ok. Nimic interesant nici acolo. Ok, să ieșim de aici. Aș vrea să dau un ăsta. Că da, uite, dau 100 damage odată. Și ar fi fost interesant să vedem dacă găsim acolo ceva șmecher. Ok, revenim la ale noastre. Come on, come on, come on. Doamne, mor. Ce pot lăsa în urmă, fraților? Nu vreau să las nimic în urmă. Așa, hai să mai... Așa. Uite, ăsta mai putem să lăsăm aici. Ăsta am putea să-l mâncăm ca să scăpăm de el. Așa. Battery bank. Lopatică. Hai să nu ne trezim cu vreun gușter pe aici. Bun, revenind. Aici ne dă un pic de chestii neinteresante. Hai mă să intrăm în ăsta și să vedem. Poate nu ne dă ceva șmecher, că nu știu ce-i fac. Aud pe așa afară, sper să nu fie o hoardă. Cred că am auzenii deja. Aba nu. Bine, am putea să-l omorâm, că probabil că o să fie atras de... de sunete. Stai. Da, bine, dacă vrei tu așa. O să-i apară trupul aici, presupun, undeva pe mal. Pentru că s-a dus la vale. Este niște pene, perfect. Come on. Și aici am lăsat ceva de genul. Ok. Nimic interesant, revenim la safe-ul nostru. Hai cu tata. Ăsta e macio. Bravo. Tot respectul. Atât. Mos. Exact ce aveam nevoie. Fix de asta duceam lipsă. Ah, dăm, Doamne, putere. Dăm putere. Bun, sigur, de ce nu? Avem prea multe prostii. Hai să scoatem toporul la înaintare. Sparge tot. Come on. Nici nu știu ce sunt astea în puii mei. Ogre parts. Gimme. Lopată rebar frame. Și pe tine unde te mai bag? Pe tine unde te... Băi, noi nu ne-am mai uitat. Astea de îmbrăcăminte de pe noi, fraților, dacă mai putem să facem ceva cu ele. Bă, gata. Eu îmi bat piciorul, nu mai, gata. Mi-a ajuns. Pe aici am fost? Mai vreo una pe sus pe care am putea să o investigăm? În Buda n-am intrat. Dar numai că deja sunt prea multe. Nu mai am unde, frate. Ok. Știi ce? Hai să ne uităm un pic încă o dată să vedem de work. Workbench. Mechanical parts avem căcălumăria ta. Wrench. Până și claw hammer avem. Wrench-ul ăla o să fie cea mai mare problemă pentru că nu găsim în momentul de față. Nu avem de unde să găsim. Iar m-am pus aiurea. Ok, deci noi aici, dacă ne ducem cumva în spate și la dreapta, în direcția aia generală ar trebui să ne îndreptăm dacă vrem să ne ducem. Dar trebuie să ne ducem acasă. Bun, dragii mei, cam atâta pentru episodul de astăzi.
Ziua 21, Nena Sky o să facă ceva pregătiri, presupun eu, și o să meargă în continuare la plimbăreală. Dar aș vrea să merg la plimbăreală împreună cu voi, pentru că mie mi se pare că jocul ăsta, partea cea mai fun, este asta cu plimbăreala și cu descoperitul de diverse chestii. Adică partea de construit case și așa pe mine nu mă încântă foarte tare și mă gândesc că poate și voi sunteți de aceeași părere. Până în alta, dacă ați rămas cu mine până acum, un make like, un comment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Hai să ușor. În seara București. Bună seara, România! Pe data viitoare!